niciodată. Cum venim la putere, facem proiectul Roșia Montană. Neavând nicio înțelegere sau o chestiune asumată politic împreună, domne, promovăm acest proiect. Premierul însuși, spunând că va vota împotriva lui, ca deputat, am considerat, ca deputat, din motive pe care le-am și expus luând act de ceea ce se întâmplă în opinia publică, așa mai departe, să avem o poziție. Am fost surprins văzând că premierul a doua zi este cumva mâhnit și spune, unul, că dezbaterea în Parlament nu mai are rost, de parcă PNL-ul ar avea 55% din Parlament, doi, că o să plătim nu știu ce despăgubiri și așa mai departe, lucruri de care eu nu am habar și care cred că trebuie aduse grabnic la cunoștință. Păi a spus un pic mai devreme, domnul Antonescu, înainte să aveți noastră intervenție televizată, a spus domnul Ponta de 2 miliarde, am înțeles eu, sau 2 și. Dom'le, de unde? Nu știu, cine? Sunt niște înțelegeri care au fost respectate de cei de la Roșia Montană, au făcut niște investiții. Dacă dumneavoastră care, mă rog, nu știu, nu aveți acolo parlamentar de alba să vă spună, că înțeleg că ei știu. Da. Trebuie totuși să știm cine a făcut în numele statului român, că eu sunt convins că nu domnul Ponta. Cine a făcut înțelegeri care angajează statul român în așa fel încât Parlamentul României să nu mai poată lua o decizie? Înțeleg de fapt că Parlamentul României nu are să delibereze. Fie Parlamentul României adoptă de îndată acest proiect, fie plătim 2 miliarde. Eu nu știu despre chestiunea asta și ar fi bine să știm. Păi, domnul Antonescu, cu tot respectul, de 9 zile sunt oamenii ăștia în stradă, azi e a 9-a zi. Dumneavoastră, cu colegul noastră de pe la USL, domnul Ponta, nu ați vorbit pe acest subiect, se spune, măi, domnul Ponta, nu înțeleg chestia asta, explică și mie ca premier. De unde chestiile astea? De unde asta? De unde asta? De unde asta? Ceea ce am înțeles eu de la premier, și a fost singura discuție pe care am avut-o, și ceea ce premierul a comunicat și public într-o conferință de presă a Uniunii Sociale Liberale, este că guvernul avea obligația ca într-un termen de să dea drumul spre dezbaterea acestui proiect. Dar nu că noi suntem obligați să votăm favorabil fără discuție ca să-l plătim. Pentru că dacă e așa, atunci nu înțeleg de ce guvernul n-a adoptat o hotărâre de guvern care rezolva problema. Păi trebuie să-l întrebați, cred. Bun, foarte bine. Dincolo de chestiunea asta, eu cred că atâta vreme cât n-am avut o decizie la nivelul Uniunii Social Liberal, cât nu o am în programul de guvernare, cât nu considerăm, și cred că e dreptul nostru totuși ca partid politic și ca parlamentari, că sunt reunite condițiile să votăm pentru, vom vota contra. Cred că avem această libertate în Parlamentul României. Aveți dreptul să votați cum credeți, dar mai am o întrebare, domnul Oameni. Nu, dar vreau să spun și eu că nu e niciun fel de atac la premier, nu e niciun fel de atac la coaliție. Exact așa, dom'le, până la urmă stați puțin că suntem în plină comedie. Deci noi votăm cum a anunțat și premierul, că votează ca deputat. Da, unde premier votează altfel, da. Păi, nu, totuși. Păi și dumneavoastră sunteți liderul opoziției. Sigur, dar aici sunt în consens cu premierul, ca deputat. Ah, ca deputat, dar nu ca premier. Păi eu nu cred în Parlament. Mai am o întrebare și pe aceea vreau să mă întrebă și Dan Cărbunaru ceva. Domnul Crin Antonescu, aveți un ministru în cabinet, ministrul culturii, Daniel Barbu. Chiar mai mulți, da. Domnul Daniel Barbu și-a asumat și-a susținut și aseară și astăzi acest proiect. În acest caz, în care un ministru al noastră susține un proiect pe care noastră nu-l doriți, vă retrageți sprijinul politic pentru acest ministru? Nu, pentru că avizul domniei sale este un aviz limitat la raza de acțiune a Ministerului Culturii. Daniel Barbu a explicat foarte exact și în grupul parlamentar și în mie într-o discuție particulară și astăzi în comisiile Parlamentului de ce, din punctul de vedere al patrimoniului arheologic, proiectul poate fi făcut. Dar elementele cu care cântărim un proiect nu se reduc la asta. Da, Dan Cărbunaru. Bună seara, domnule președinte, Dan Cărbunaru, sunt de la Calea Europeană.ro. Aș fi vrut să vă întreb, pornind de la acea declarație de la sediul PNL pe care ați făcut-o, dând cumva un mesaj extrem de tranșant că nu se poate guverna împotriva vocii străzii sau împotriva străzii, cunoscută fiind deja poziția noastră care intră cumva în armonie cu ceea ce strada susține, iată, pentru a noua zi, așa cum remarca și Andrei Bădin, dacă v-ați gândit sau dacă vă gândiți să fiți prezent alături de protestatari? Nu. Eu am mai răspuns la întrebarea asta, o fac cu plăcere și pentru dumneavoastră. În primul rând, eu n-am spus că nu se poate guverna împotriva străzii. S-a vorbit, am văzut chiar la unii confrații dumneavoastră, de teama de stradă
Și vă spun și dumneavoastră ce l-am spus și altor colegi de-ai dumneavoastră. Eu m-am înscris în politică, am intrat în politică și m-am înscris în Partidul Național Liberal în 29 ianuarie 1990, când în sediul partidului în care m-am înscris erau oameni de la IMGB, mineri, ce erau ei, săracii, care dădeau cu rângile și spărgeau geamurile. Am spus că nu poți guverna fără să ții cont și de ce se întâmplă în stradă. Și nu doar în stradă, și în presă, și în mediul online, și în opinia publică. Eu nu iau decizii după o manifestație sau alta și în legătură cu prezența mea acolo, nu am de gând să mă duc la manifestație, pentru că dacă doresc să am și doresc să am un dialog cu oamenii de acolo, îl pot avea în condiții foarte normale. Ca să mă duc acolo să fac un spectacol de presă, mi se pare că nu folosește nimănui. Da, dacă, am înțeles, domnul Antonescu, dar dacă nu aș vrea... Strada, iertați-mă, strada e foarte complexă. Corect. În stradă sunt oameni care au pancarte pe care scrie jos capitalismul. Eu nu susțin așa ceva. Am înțeles, în stradă sunt pancarte pe care sunt scrise tot felul de lucruri pe care nu le susțin. Am spus că nici măcar nu sunt un ecologist. Nu, nu sunt. Dar nu cred că proiecte de anvergură națională se pot face cu o bună parte a opiniei publice împotrivă și cu o cantitate enormă de suspiciuni asupra decidenților și motivațiilor deciziilor politice. Am înțeles. Domnul Antonescu, spuneți că nu ați luat decizia de a vă opune proiectului după presiunea străzii. Și vreau să vă întreb atunci pe ce bază ați luat-o, fiindcă e o declarație astăzi a liderului noastră, PNL de la Alba, senatorul Teodor Atanasiu, care spune, domne, eu susțin proiectul, e de bine pentru județ. Ați vorbit cu domnul Atanasiu? L-ați întrebat, domne, pe ce te bazezi dumneata că spui că e bine? Că ești de acolo. Știu foarte bine. Domnul Atanasiu a spus următorul lucru. Susține proiectul exploatării de la Roșia Montană, dar nu proiectul înaintat de guvern. Acum, sunt două lucruri diferite. Deci susține că la Roșia Montană trebuie făcut un proiect de exploatare, dar nu în aceste condiții pe care actualul proiect al guvernului le reunește. E și poziția Academiei Române, într-un fel. Așa, și dumneavoastră, dacă aveți aceste argumente de la omul dumneavoastră din zonă, de ce n-ați văzut cu vreo să-i spuneți, domnule, noi avem observația asta, 1, 2, 3, care le spune omul nostru de acolo din zonă. Hai să modificăm asta și mergem înainte, să facem locuri de muncă pentru oameni, că e promisiunea noastră electorală. Eu tocmai v-am explicat că împotrivirea mea și ulterior punctul de vedere a fost îmbrățișat de copleșitoarea majoritatea parlamentarilor, nu ține de datele tehnice sau doar de datele tehnice ale proiectului. De marele semne de întrebare legate de modul în care această societate a devenit proprietar, acționar și jucător în economia românească și în domeniul resurselor românești. Sunt subiecte mari, dar le lăsăm deoparte. Eu am spus doar că în fața unei reacții, nu presiunea străzii, reacția societății, opiniei publice, unei bune părți din ea, nu știu dacă e 60% sau e 30%, nu contează. În aceste condiții, un proiect de anvergură națională nu se poate face. Asta e tot. Asta e poziția noastră și cred că nu avem nicio obligație față de nimeni să votăm într-un fel sau altul. Bună seara. Din câte am înțeles, anul trecut ați fost la Roșia Montană. Ați promis locuitorilor de acolo locuri de muncă. Acum v-ați dus să discutați cu ei, ce soluție aveți pentru acei oameni? Nu, eu nu am fost la Roșia Montană. Probabil m-am confundat sau... Bine, atunci ce soluție aveți? Ați vorbit cu oamenii respectivă din zonă? O confunda. Așa. Noi am promis locuri de muncă în general, în această țară și în economia românească. Nu pentru Roșia Montană, pentru Babadag sau pentru alte localități. Am spus și ieri, atunci când am anunțat respingerea proiectului, că rămâne o obligație pentru guvern, pentru majoritatea parlamentară să caute soluții pentru acea zonă ca și pentru întreaga țară, iar mijloacele prin care noi încercăm să mișcăm economia și să producem locuri de muncă, l-am repetat de foarte multe ori. Una, iată, cea mai de actualitate măsură pe care am decis să o luăm foarte repede și am propus-o guvernului, este scăderea cu 3 puncte procentuale a contribuțiilor de asigurări sociale la angajator. Ministrul Voinea a zis că nu se poate, că costă prea mult. Cine a zis? Ministrul Voinea, ministrul bugetului. Da, nu ministrul bugetului, decide. Ministrul bugetului a calculat o evaluare din unghiul său. Deficitul, 3 miliarde. Decizia o ia întregul guvern.
Păi întregul guvern, dar eu nu mai înțeleg nimic în guvernul ăsta, domnul Antonescu, fiindcă dacă tot v-am prins la telefon, sunteți co-lideri USR. Nu, nu aveți suficientă simpatie, de-aia nu înțelegeți. Păi nu, logica mă omoară, domnul Antonescu. La ora 17, premierul Ponta spunea, Șoba va pune mâine la dispoziție toate documentele din ultimii 14 ani dosarul Roșia Montană. La 18 și ceva, domnul Șoba spune, premierul a înțeles greșit. Eu ce să înțeleg? Nu vă pot ajuta, pentru că sunt în aceeași situație, chiar dacă eu am mult mai mare simpatie pentru guvern decât dumneavoastră, asta e clar. Așa. N-a vorbit domnul Ponta cu domnul Șova, nu s-au înțeles că sunt din aceeași partid, aici nu mai e vorba de PNL. Nu știu, probabil că e o problemă de comunicare, chiar nu știu. Da, dă bine, problema asta de comunicare la public în tot scandalul ăsta. Nu, știți ce, aici e important, nu modul cum au comunicat sau nu au comunicat, nu știu în ce context. Dar e foarte important dacă domnul Șova sau cine e în măsură ne pune la dispoziție toate documentele care sunt publice referitor la această problemă în ultimii 14 ani sau în ultimii 140 ani. Domnul Șova spune că documentele nu sunt la el, că ar fi la domnul Vosganian la economie și la domnul Plumb la mediu. De pe unde le au să le scoată? Păi să le scoată domnul Vosganian, că e al noastră. Toți să le scoată. Îi spuneți domnului Vosganian pe linie de partid, dă domnule documentele care le-ai. Hai să stați, că asta nu e chestiune așa că îl cunosc eu pe Vosganian. Este o obligație, până la urmă, dacă tot avem o asemenea discuție publică, să avem toate documentele care sunt publice, presupun că nu e niciunul secret, să le vedem, nu? Să le punem pe masă, ca să avem o dezbatere coerentă, nu? Că toată lumea vorbește, dar nimeni n-are documente, adică nu le-a văzut. Domnule Antonescu, ieri ați făcut o declarație în nume personal, ați spus că nu susțineți proiectul Roșia Montană. Pe urmă ați revenit în calitate de președinte al Senatului, ați spus că sunteți pentru o comisie de expertiză. În momentul acesta, care este punctul dumneavoastră de vedere? Dumneavoastră vi se pare o contradicție aici sau ce? Păi nu știu, ați vorbit în nume personal, pe urmă, după mai multe discuții, așa, în grup, ați revenit, ați avut altă poziție? Stimată doamnă, încercați să induceți baghiu de seamă ideea că am fost inconsecvent sau contradictoriu, ceea ce nu e adevărat. Eu am spus ce punct de vedere am pe fond. În nume personal, da. În legătură cu acest proiect, faptul că eu am un punct de vedere și că voi vota într-un fel sau altul, nu implică deloc faptul că în Parlament nu va mai avea loc dezbatere. Ar fi chiar caragios să spun eu, e albă sau neagră și să nu mai discutăm în Parlament. Aveți 70% și sunteți președintele Senatului, nu puteți să aveți declarații nume personal. Uite că am avut. Domnul Antonescu, da, atunci am înțeles. Atunci înseamnă că și premierul trebuie înțeles. De dublarea asta, da. Domnul Antonescu, mai am o întrebare, fiindcă spuneți de jurnaliști care sunt mai favorabili. Iar în legătură, domnul Bădin, iertați-mă, în legătură cu comisia. Așa, comisia. Păi, declarația mea nu însemna că nu se mai discută în Parlament, ar fi fost absurd. Da, domnule, eu am un punct de vedere și se discută sau nu se discută? Parlament, asta voi susține. Am fost de părere că trebuie să facem o comisie specială. În ideea că ea poate fi deschisă mai bine pentru dialog cu toți cei din stradă, de la Roșia Montană, de unde vreți. Domnul Zgonea și cei de la biroul camerei n-au mai venit la birou reunite și nu s-a mai făcut această comisie. Am înțeles. Din cauza mea și repet, ați avut o discuție cu domnul deputat Victor Viorel Ponta? Că dumnealui a spus că nu s-a consultat cu dumneavoastră. Ați avut până în acest moment o discuție cu domnul deputat Victor Viorel Ponta? Pe acest subiect? Da. Nu. Și vi se pare normal? În momentul ăsta sunteți într-o alianță. Așa am înțeles. Sigur că suntem, dar lucrurile nu se opresc într-o discuție privată între mine și domnul Ponta. Senatul și-a făcut datoria, a repartizat proiectul comisiilor, a dat un termen de urgență care a fost solicitat de colegii noștri de la PSD și a fost votat de biroul permanent. Lucrurile merg înainte, eu sunt senator, domnul Ponta deputat. De acord. Domnul Antonescu, spuneți de jurnaliști care sunt mai favorabili guvernului. Unul dintre ei, Bogdan Chiriac, pe numele său, scrie mai devreme pe site-ul său că, de fapt, dumneavoastră, prin această acțiune cu Roșia Montană, vreți să loviți pe Călin Popescu-Tăriceanu, care era ministru când a început proiectul Roșia Montană. Așa, și eu ce să fac? Să confirm așa ceva? Nu știu, poate infirmați, mă gândesc. Bun, eu respect imaginația domnului Bogdan Chiriac și analizele sale în general, pot să spun un lucru simplu. Eu asemenea lucruri nu fac. N-am făcut niciodată și nu fac. De-astea obișnuiesc să facă ăia care pun procurorii. Am înțeles. Eu nu. Da. Am înțeles. Dumneavoastră sunteți consecvent cu procurorii. Vă mulțumesc foarte mult, domnule.